Bună dimineața și bine v-am regăsit la matinalul Ieșan. Eu sunt Ana Maria Rusu și după cum bine știți și astăzi ne bem cafeaua alături de persoane care au să ne spună povești de viață deosebite. Până atunci, haideți să vedem ce se mai întâmplă prin lume. Persoanele supraponderale și obeze sunt mult mai predispuse decât cele cu o greutate sănătoasă să își ia concediu de odihnă din cauza bolii, potrivit unui studiu european, anunță The Guardian. O persoană supraponderală are cu 12% mai multe șanse de a fi nevoită să își ia concediu medical, iar cei obezi, cu un indice de masă corporală de 30 sau mai mare, au o probabilitate mult mai mare de a absenta din motive de sănătate. Studiul a arătat că persoanele cu un indice de masă corporală de 30-35 de ani au 36% mai multe șanse de a lipsi de la serviciu, care cresc la 61% pentru un indice de masă corporală de 35-40 de ani, în timp ce o persoană extrem de obeză, definită ca având un indice de masă corporală de peste 40 de ani, are 147% mai multe șanse. Contestările au stârnit îngrijorare în Marea Britanie, unde aproximativ 2/3 din adulți sunt supraponderali sau obezi, deși această țară nu a fost inclusă în noul studiu. Cercetările efectuate de Frontier Economics au estimat 98 de miliarde de lire sterline, costul anual pentru Marea Britanie al persoanelor care trăiesc cu exces de greutate, măsurat în funcție de costurile de asistență medicală și de productivitatea pierdută. Reclamele agresive de pe social media îi determină pe mulți utilizatori să treacă la abonamente plătite. Ceea ce era gratuit acum câțiva ani se transformă ușor într-un spațiu de plată. Jurnaliștii BBC au analizat cât de mult merită să treci de la rețelele sociale cu acces premium la conținut. Într-o eră digitală dominată de publicitate, plata pentru servicii aduce beneficii palpabile, cum ar fi eliminarea reclamelor și acces la funcții suplimentare. Zoe Kelman, editor la BBC, spune că a optat pentru abonamentul la rețeaua X pentru a se verifica și a reduce spamul. În plus, abonamentele permit utilizatorilor să se bucure de conținut fără întreruperi, o preferință tot mai pronunțată în rândul consumatorilor de media, potrivit lui James Hacking, fondator al agenției Socially Powerful. Modelele hibride care combină abonamentele cu publicitatea sunt în creștere, dar aduc și frustrări specifice. Johnny Ryan a fost executiv în publicitate, critică această abordare, menționând că plătești și tot primești reclame. În plus, Meta și Amazon Prime, care oferă acum opțiuni de eliminare ale reclamelor contra cost, sunt exemple de strategii care pot dezamăgi consumatorii, complicând relația dintre utilizator și furnizorul de servicii. Dragi telespectatori, acum să vedem ce putem face astăzi și să urmărim împreună agenda culturală a zilei. Fata moșului și fata babei, Anna Hegi și Sotrupa. Sotrupa vă propune o nouă poveste într-o montare veselă, un spectacol muzical în care spectatorii devin parte din poveste. Vă invităm să dansați și să cântați alături de noi într-un spectacol magic plin de energie și bucurie. Nu contează ce averi ai, pentru că munca cinstită este cea mai mare comoară. Un suflet bun învinge mereu, indiferent de situația materială. Prietenia și calitățile celor din jur le descoperi prin dragoste și acceptare, a spus Iulian Sandu. The Greatest Hits, Quartetul Dimas, pentru prima dată la Iași. Pe 19 mai, de la ora 19, vă așteptăm la Casa de Cultură a Studenților pentru a vă bucura de un spectacol de excepție. Quartetul vocal Dimas, acompaniat de Aurelian Holera Band, va aduce în premieră la Iași o experiență muzicală unică, combinând elemente ale genului pop-opera într-un mod captivant și inedit. Format din 4 soliști talentați, tenorii Nicolae Ilincăi și Claudiu Chireji, baritonul Aurelian Filip și basul Anton Babiaș, Dimas promite să încânte audiența cu o varietate de interpretări pasionale și memorabile ale celor mai cunoscute hituri din toate timpurile. Ateneul Național din Iași, alături de Palatul Culturii, vă invită să fiți alături de noi într-o nouă serie de experiențe unice, dedicate iubitorilor de muzică de calitate, într-un cadru elegant și în compania extraordinară a unor interpreți de excepție.
continuăm seria concertelor desfășurate în holul de onoare al Palatului Culturii, marți pe 18 iunie 2024, începând cu ora 19, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și prietenii săi. Invităm publicul la Jazz Parale. Flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, împreună cu partenerii săi de scenă, Sorin Petrescu la pian și Doru Roman la percuție, invită publicul din România la o nouă ediție a turneului național Flautul Fermecat și totodată lansează pe piața muzicală un nou spectacol denumit Jazz Parale. Asaltul lupilor Family. Pregătește-te pentru o experiență unică alături de cei dragi. Asaltul lupilor Family, cea mai iubită cursă cu obstacole și noroi din România, dedicată familiilor cu copii, revine în forță cu a 10-a ediție. Sâmbătă, 15 iunie 2024, te invităm la o zi plină de adrenalină, distracție și momente de neuitat. Nu este o competiție, ci o aventură. La Asaltul lupilor Family nu cronometrul contează, ci satisfacția de a depăși obstacolele împreună cu cei dragi. Traseul de aproximativ 3 km pune la încercare spiritul de echipă, perseverența și creativitatea, oferind o experiență unică copiilor cu vârsta de peste 3 ani și părinților lor. Expoziția Parfum de Epocă. Expoziția Parfum de Epocă dorește să prezinte prin diverse obiecte viața cotidiană din România anilor 1900-1950. Expoziția cuprinde fotografii, cărți poștale, obiecte de îmbrăcăminte, cosmetice, jucării, cărți și reviste, diverse obiecte tehnice precum aparate de fotografiat, radiouri, ventilatoare, mașini de scris și multe altele, fabricate în această perioadă și care au fost folosite în România. Aceste obiecte creează o imagine a unei perioade istorice de dinainte de impunerea comunismului în țara noastră. Expoziția va fi deschisă în perioada martie-iunie 2024. Institutul Regional de Oncologie din Iași a primit vizita de excepție din partea unor medici de marcă din Statele Unite ale Americii. Potrivit reprezentanților institutului, medici de la compartimentul de chirurgie plastică, sub îndrumarea profesorului dr. Dragoș P. Pieptu, au onoarea să colaboreze cu 5 specialiști americani într-o misiune dedicată pacienților oncologici. Mai multe informații în materialul ce urmează. Medicii americani au asistat la consultații și au participat activ în blocul operator, contribuind la tratamentul a 3 cazuri complexe de cancer. Unul dintre aceste cazuri a beneficiat de o intervenție chirurgicală complexă pentru reconstrucția sânului. Este un proiect care funcționează de 10 ani. Tocmai am sărbătorit în această primăvară. Colegi din practic toată America vin acum în universitatea noastră și în spitalul nostru în mod special. Un proiect început de dr. Daniel Murariu, care la acel moment era rezident de chirurgie plastică, acum este specialist de chirurgie plastică, care a dus la noi în spital echipe de chirurgi de la University of Virginia, de la MD Anderson și care au continuat o colaborare foarte frumoasă. Am reușit să dezvoltăm o echipă de reconstrucție de sân de bună calitate. Practic, astăzi, cei care fac reconstrucții de sân la noi în spital sunt rezidenții care în urmă cu 10 ani învățau de la colegii americani tehnicile moderne de reconstrucție. De exemplu, o particularitate la acest caz, față de alte dăți, am reconstruit un sân, doamna și-a dat un sân mai mare și am folosit un lambou mai mare de obicei, practic două lambouri, și am avut mai multe anastomoze, deci este o altă tehnică, o altă modalitate. Am învățat ceva în plus, ei ne-au arătat cum se face, noi am făcut la pacienți, așa este. Evoluție continuă, practic, de 10 ani evoluăm. Printre membrii echipei medicale americane se numără dr. Edward Cheng de la Anderson Cancer Center din Houston, Texas, care revine în România pentru a noua oară și pentru a cincea oară operează la noi în țară. Alături de el, dr. Chris Campbell de la University of Virginia și dr. Andrea Moreira de la University of Pittsburgh au adus expertiza lor valoroasă pentru prima dată în România. In the United States, you know, women's healthcare, it's federal law, it's a very important part of our
our medical system. So to be able to come here and exchange ideas and talk about how women are cared for in Yash and discuss how things are done in the United States, for us that's the benefit of coming here and observing and assisting these fine physicians. I'm really excited to be here. This is my first time in Romania. And we were able to do a beautiful case yesterday on a patient who had reconstruction of her breasts. And I understand that we need to create a little bit of awareness of the possibility of reconstruction. So it's really good that we are talking to you guys today so we can, educate the population and the women out there that breast reconstruction is an option for them if that's what they would like to do. De asemenea, Dr. Peter Deptula de la University of Hawaii și Dr. Daniel Murariu de la Athena Clinic Honolulu au completat echipa de specialiști, contribuind la proiectul sponsorizat de Rotary International încă din 2014. Aducem specialiști pe diferite subspecialități în chirurgia plastică pentru a arăta tehnici care sunt mai noi și ca să poată să fie implementate și în România. Deci este o colaborare foarte bună și nouă ne place pentru că colaborăm foarte bine cu cei din România și suntem întotdeauna bine găsiți aici, mai ales la Iași, unde pentru mine este ca acasă. Colaborarea internațională reprezintă o șansă în plus pentru pacienții oncologici din Iași, demonstrând încă o dată angajamentul comunității medicale în lupta împotriva cancerului. După cum v-am promis, îl avem aici astăzi alături de noi pe Bogdan Harabagiu, antreprenor. Bună dimineața! Bună dimineața! Și mulțumesc că ai acceptat invitația mea astăzi aici. Cu mare drag, mulțumesc eu că m-ați invitat. Bogdan, vreau să știu în primul rând despre tine, dacă ești matinal. Să știi că sunt foarte, foarte matinal, adică rar mă prinde ora 6 dimineața dormind. Wow. Foarte rar mă prinde. Simți că prima parte din zi e cea mai bună pentru tine? Sau păi cum? Atunci pot face cele mai multe lucruri dimineața. Că e liber peste tot, e gol. Și liber și toată lumea e odihnită dimineața. Deja de pe la prânz se mai schimbă din lucruri. Foarte tare. Ești printre puțini oameni pe care îi întâlnesc care spun că rar îi prinde ora 6 dimineața dormind. Am înțeles, dar să știi că dacă tot să respectăm tematica interviului, cu Thailand am intrat eu așa mai tare pe filmul ăsta cu trezitul dimineața și am să fac așa o povestioară foarte, foarte scurtă. Am ajuns prima oară acolo acum vreo 10 ani de zile și la ei a pus-o la 6 după amiază, 5 jumătate, 6 după amiază. Și după primele două zile mi-am dat seama că eu de fapt petrec toată vacanța în Thailand, seara, noaptea, pentru că mă trezeam târziu, ieșeam târziu din casă. Și din a treia dimineață am zis, ok, hai să pun ceasul să sune, să mă trezesc dimineața să am cât mai multă zi de petrecut acolo. Și am vreo 10-12 ani de acum, de când numai la 5-6 dimineața mă trezesc. Și te simți mult mai bine, bănuiesc. Absolut, absolut. Păi deja colegii sau la ora 10-11 când încep să primesc mail-uri și așa, eu deja am terminat aproape toată treaba. Deci e indicat să ne trezim dimineața. Da, e un sfat foarte bun. Dacă tot ai început să ne povestești un pic din experiența din Thailand, mai ales partea asta cu care ai rămas acum, ai rămas cu mai multe, bănuiesc, și vreau să-mi spui cum ai văzut Thailanda, cum a fost întâlnirea. Știu că ai și rămas în Thailanda pe perioada pandemiei, pentru puțin timp, ai rămas blocat acolo. Da, blocat ne place nouă să spunem, dar a fost mai mult alegerea mea să rămân acolo, pentru că acasă erau regulile alea că nu aveai voie să ieși din casă sau nu aveai după nu știu ce era oră. Era totul foarte strict. Exact, exact. Acolo, eu fiind pe insulă, ce regulile nu erau așa de stricte, pentru că ei nici nu mai primeau oameni pe insulă cum s-a instaurat limitele astea de persoane. Exact. De și era foarte simplu, că de pe insulă puteai doar să pleci, nu puteai să vii. Și atunci tot era cam la liber acolo pe insulă. Mm-hmm. Nu prea se respectau toate regulile care erau peste tot în lume. Plus că bănuiesc că erați mai puțini oameni decât evident, într-un oraș. Evident. Și na, sunteți pe o insulă. Evident, da. Vreau să îmi povestești de unde a început pasiunea ta pentru plante exotice.
Și pentru plante în general, nu doar pentru plante exotice. Măruiesc că pentru plante a venit de undeva mai din copilărie, să zicem. Exact, exact. Păi de când sunt mic, mereu am fost atras și de zona asta de plante, acvaristică. Părinților mei, săraci, nu știu, absolut foarte des le aduceam fel de fel de șopârle pe acasă, fel de fel de... Adică mereu am fost cu segmentul ăsta, să zic așa. Dar după prima vizită în Thailanda și în Indonezia, tot am început să-mi aduc plante acasă. An de an tot îmi aduceam. Și mai mulți prieteni, doamne, vreau și eu, când mai crește sau când face pui sau așa, vreau și eu. Și am văzut că tot mă întreabă unul altul și prieteni și vecini și așa. Am zis că hai să vedem cum merge treaba, dacă să-mi aduc primul stoc de plante. Și am fost foarte surprins că în prima lună am reușit să vând absolut tot stocul de plante pe care l-am achiziționat. Și am zis, ok, eu în direcția asta bun. Mergem. Da, da. Da. Asta se întâmpla acum 4 ani și ceva. De atunci până astăzi ce s-a schimbat? O, Doamne! Exact! Deci am trecut prin... Am slăbit foarte multe kilograme, le-am pus iarăși kilograme înapoi, iarăși le-am slăbit. Am trecut prin toate etapele astea, cum este să pierzi tot stocul de plante din cauza vremii, cum este să treci de la un magazin de 30 de metri pătrați la o seră de 3000 de metri cu încă 2000 de metri pătrați de teren și curte și casă și așa mai departe. Adică, da, transformările, dacă stau acum și compar cu ce, cum arătau Wood acum 4 ani, este diferență enormă, enormă. Deci ai pornit de la 30 de metri pătrați, da, cum da, ai spus. Da, da. Și cum a fost pentru tine momentul în care ai renunțat la spațiul de 30 de metri pătrați și ai ales unul de cât ai spus? Păi de la 30 de metri pătrați am mers la unul de 80 de metri pătrați și apoi am zis că ok, vreau și animăluții, vreau spațiu mai mare, plantele sunt foarte frumoase și evident, tot e o pasiune de-a mea organizarea de evenimente și am zis, ok, vreau un spațiu în care să fac și astfel de evenimente private, pentru că, da, trebuie să recunoaștem, sunt genul de produse, plantele pe care noi le comercializăm, sunt genul de produse pe care orice sală de evenimente și le-ar dori, dar, na, bugetul nu permite întotdeauna. Și atunci, eu dacă am aceste plante, de ce să nu fac și... Evident, și parte de evenimente, da, în care oamenii se simtă bine, se simtă într-un univers care exact, nu e chiar al nostru, dar totodată în natură. Exact, exact. Păi și feedback-ul este foarte bun. Pe lângă plantele pe care le avem, avem și un iaz cu crapi coi. Acum, în seră, avem un iaz mai mare cu lebedi negri, tot așa, la interior, în seră, cu păun alb, cu... Ne-am luat și fel de găini din astea mai sofisticate, așa, mai cu blană, mai cu... Nu, chiar arată bine, am și căpriți acum. Deci toate pasiunile tale din copilărie, că ai zis de acvarii, exact, s-au mutat exact. Într-un lăcușor. Exact, totul... Acum că sunt adult, le-am făcut, dar la un nivel mai mare, să zic da, așa. Adică supradimensionat. Exact, exact. Copilul din tine cred că e foarte fericit. Când... Este extrem de fericit și să rămână copilul mereu. De fapt, despre asta e vorba, totuși. Exact, asta. Chiar vreau să te întreb cum manageriezi toate astea? Adică e greu? Ai avut momente în care ai spus că nu mai poți sau totul evident, funcționează evident. De obicei iarna, cei care au serie, iarna, o dată pe săptămână, la două săptămâni, cam vine un moment de ala în care zici că băi, nu mai pot. Pentru că da, e foarte frumos să ai plante exotice, foarte frumos să ai animăluții, dar la noi iarna ține cam mult. Și e complet avem... altceva față de țara lor de baștine. Evident, evident. Și să reușești să ții într-o mie de metri pătrați de seră, să ții 14 grade, 16 grade. Este costisitor. Foarte costisitor, da. Da, da. Dar acum e primăvară. Deci gata, suntem cu toții a trecut fericiți. Greul. Exact. Până la toamnă suntem fericiți cu toții. De la toamnă mai strângem cureaua, începe să dăm iarăși kilograme în jos și tot așa. Cum organizezi evenimente în seară și ce tip de evenimente îți place să găzduiești? Hai mergem pe partea de evenimente corporate și aniversări. Deci cam asta e genul de evenimente pe care noi le promovăm în seară. Bineînțeles, evenimente dedicate adulților, pentru că e cam complicat să băgăm 10-20 de copii în seară alături de plante. Avem și plante la 9.000 de euro bucata și atunci e prea mai complicat cu copiii, dar cum avem evenimente în care avem și părinți care n-au cum să-și lase copiii acasă, afară am amenajat și o zonă foarte frumoasă pentru copii.
Și v-ați gândit să faceți, nu știu, parteneriate cu școli, cu licee, mă refer. Da, păi ne-au contactat și cu Săptămâna Altfel și cu... Adică vin, într-adevăr, vin școli cu clase de copii să le arate, să... Noi le povestim, ne arătăm. Dar e mai ușor așa când e organizat și totul e pentru copii, atunci eu știu că trebuie să mă pregătesc, aduc și niște oameni care au grijă, ca acei copii să nu facă stricăciuni sau ceva. Și zic asta, nu vreau neapărat să insist pe subiect, dar zic asta că sunt pățit. Da, înțeleg. Na, nu tot timpul putem controla voința copiilor. Exact. Dar vreau să schimbăm un pic subiectul de la copii, să trecem de la cum funcționează pentru tine o zi la seară, acum că e primăvară. Cum începi ziua? Ai spus că o începi foarte devreme și ce faci? Ce trebuie păi să pregătești? În primul și în primul rând ziua la seară începe de fapt acasă, pentru că eu mă ocup de postări pentru social media și asta înseamnă că pe la ora 6 dimineața încep să postez, pe la 7 cam termin, pe la 8 deja ajung la seară. Și zic asta pentru că cum iarna suntem foarte atenți și avem mare grijă să fie cald în seară, vara avem iarăși problema că e prea cald în seară. Ce facem? Și atunci... trebuie ridicate trapele dimineața la prima oră, trebuie să punem umbrare, plus că cum ajungem la seară, după ce am ridicat trapele și ne-am asigurat că temperatura e optimă, începe treaba cu animăluțele. Adică ele sunt superbe, sunt frumoase, dar trebuie avut grijă de ele. Normal, trebuie păstrate frumoase exact, și superbe. Exact. Și cam asta facem în fiecare zi. Plus că fiind un spațiu atât de mare, constant, ca la orice gospodărie, constant se mai strică ceva, trebuie reparat ceva, trebuie completat cu ceva. Și atunci atât eu cât și colegii mei, cam asta facem toată ziua. Vreau să te întreb acum, cum pot ajunge oamenii la voi și cum vă pot vedea? Pot veni în vizită? Da, toate vizitele la noi la seară se fac pe bază de programare. Pentru că seara fiind Naroneanu, deci este un pic în afara orașului, noi nu avem un program de funcționare la modul e deschis de la 8 dimineața la 8 seara. Sau toate vizitele se fac pe bază de programare. Și atunci oamenii mă sună pe mine, eu știu că am întâlniri programate la seară și ne vedem acolo. Pentru că atât eu cât și colegii mei se întâmplă foarte des să fim ba la montaje, pe la clienți, ba la livrări și atunci nu avem pe cineva permanent acolo. Bogdan, vreau să te întreb ce pasiuni mai ai pe lângă aceasta care îți ocupă marea majoritate a timpului. Ce îți place să faci? Primul și în primul rând fotografia, pentru că înainte să încep acest business cu plante, vreo 11 ani am făcut doar fotografii, am avut și studiouri foto și absolut tot ce trebuie. Dar acum, de când sunt cu plantele și spațiu așa mare și animăluții pe lângă, evident că nu prea mai am timp de altceva. Da. Cum a fost legătura cu fotografia pentru tine? Bănuiesc că arta, te leagă de natură, dar rămâne în tine. Nu ți-e dor să mergi la eveniment? Sau nu știu, ce tip de fotografie făceai înainte? Am făcut cam toate tipurile de fotografii, pentru că orice fotograf, din punctul meu de vedere, trebuie să treacă prin toate ca să vadă unde îi place cel mai mult. Și recunosc, cel mai mult mi-a plăcut să fotografiez resorturi, hoteluri prin Asia. Cu asta m-am ocupat o perioadă lungă de timp. Adică așa am și ajuns în Thailanda și cu... Și cum a fost perioada aia vieții tale în care mergeai și fotografiai locuri exotice la care nu ai mai ajuns până atunci? Cum a fost senzația de fotograf ajuns? Foarte, foarte frumoasă a fost, însă am făcut-o 11, aproape 12 ani. Și acum, în etapa asta vieții mele, sunt mult mai încântat de ce fac acum. Decât de fotografie. Dar în continuare te folosești de skill-urile pe care le-ai învățat. Da, 100%. E că este ca mersul pe bicicletă, l-ai învățat odată, așa, nu se uită, adică așa rămâne. Exact. Bogdan, povestește-mi ce planuri mai ai în viitorul apropiat în legătură cu sera ta și ce vrei să mai aduci, poate, sau ce evenimente mai vrei să găzduiești. Pe partea cu ce aș vrea să mai aduc la seară, categoric am un plan și flamingo roz. Am primit deja oferte de la cineva, însă abia am ieșit din iarnă, abia am terminat de renovat încă o bucată generoasă din seră. Avem și o casă de hobbit făcută înăuntru cu gazon pe casă, adică ar trebui să ne vizitați, că arată foarte interesant. Și evident să ne ducem un pic și spre București, spre Cluj. Să construiți, evident, alte sere care să aducă și alți invitați. Adică ce avem la Iași să facem și în alte orașe. Foarte tare. Și cum te simți și ce părere ai despre faptul că pentru un asemenea business ai nevoie de o echipă?
Simți că ai fi ajuns unde ești astăzi dacă nu ai fi avut oameni alături de tine, o echipă sudată? Da, cred că orice business se bazează pe echipă, pentru că one man show poate să funcționeze bine o lună, două, trei, până începe să scârți ceva. Eu te întreb lucrurile astea pentru că tocmai vedem tot internetul plin de oameni care spun că au ajuns unde sunt pe forțele proprii, doar pe puterea lor. Și vreau să demontăm lucrurile astea, spunând tocmai că e nevoie să fim împreună, da, și evident, să ne adunăm om cu om ca să facem lucruri. Evident, ca idee, eu partea de cunoștințe despre plante, eu le-am acumulat în decursul vieții, dar n-am făcut o școală anume sau n-am urmat o facultate în direcția asta sau eu am terminat economia, de exemplu. Însă avem noroc de oameni foarte pricepuți și foarte bine pregătiți cu care lucrăm și atunci lucrurile merg foarte bine. Crezi că trebuie să te racordezi la trenduri, la spațiul ăsta online care vine tot timpul cu trenduri noi? Nu, pentru că din punctul meu de vedere în felul ăsta cam pierzi timpul urmărind la cum e trendul și adaptându-te și făcând la fel ca ceilalți, pierzi de fapt originalitatea. Și atunci eu personal nu merg neapărat în direcția asta. Adică tu consideri că autenticitatea e tot ce avem nevoie 100%. Și de fapt la ea ne întoarcem de fiecare dată. 100%. Acum, nu știu, făcând-o așa ca o glumiță, cred că de asta ne-am și văzut astăzi. Că dacă eram... Eu mereu zic că dacă ar fi fost simplu, făcea toată lumea. Exact. Dar... Vreau să te rog să spui un sfat, sau nu neapărat un sfat, că nu toată lumea vrea să dea sfaturi, dar să spui așa un gând de care poate aveai nevoie la început de drum, când abia începeai cu sera, tinerilor antreprenori care se gândesc și își pun piedici. Ce aveai nevoie, poate tu, să auzi acum 10 ani? Sau de acum 10 ani? Eu cred că toate oricum se învață pe bază de experiență. Eu mereu spun că oamenii învață lucruri ori... Ca să vă faceți o idee, anul trecut în martie am avut... Bineînțeles că nu sunt doar lucruri bune care normal se întâmplă în viață, se întâmplă și lucruri mai puțin plăcute. Anul trecut am reușit performanța între ghilimele să... N-am coborât trapele la seră și mi-au înghețat absolut toate plantele din seră. Și vorbim de foarte multe zeci de mii de euro. Și atunci... Dacă ar fi să fac o recomandare, nu neapărat sfat, cred că ar trebui niște oameni foarte bine pregătiți încă din prima. Eu nu i-am avut încă de la început și le-am învățat pe toate pe pielea mea și pe finanțele mele, ca să zic așa. Da, tot timpul avem nevoie și de experiențe negative, da, ca să putem să apreciem ce avem astăzi. Evident. De atunci, într-adevăr, iar în asta n-am avut nicio problemă, dar am și stat cu 6 alarme în fiecare noapte, din noiembrie până în aprilie, la final. Un pic stresant, dar na, ai nevoie de stresul ăsta. Evident, ca să evident. Să adică când îți furi odată, sufli și în iaurt a doua oară, numai... Bogdan, eu îți mulțumesc tare mult că ne-am întâlnit astăzi și că ne-ai povestit despre afacerea ta și despre pasiunea ta pentru plante. Sper că telespectatorii au observat fotografiile și sunt doritori să vină să vă viziteze. Eu îi aștept cu drag și vă aștept cu drag. Mulțumesc mult de invitație. Mulțumesc și eu. Dragi telespectatori, acum haideți să urmărim împreună horoscopul zilei de astăzi. Dacă avem o zi frumoasă din punct de vedere meteorologic, haideți să vedem ce spun și astrele despre cum ne va merge astăzi. Berbec, energia ta este la cote maxime. Fii pregătit să pui în aplicare inițiativele tale și să te miști cu hotărâre către obiectivele tale. Este momentul să fii încrezător în abilitățile tale și să nu îți fie teamă să te afirmi în fața provocărilor. Taur. Pentru nativii din această zodie, le spunem că stabilitatea este astăzi punctul forte. Sfatul nostru este să te concentrezi pe consolidarea temeliilor tale și pe dezvoltarea încrederii în sine. Privește cu încredere către viitor și fii deschis la oportunitățile care îți apar în cale. Gemeni. Voi sunteți azi în lumina reflectoarelor. Profitați de mintea ageră și spiritul jucăuș. Este timpul să îți exprimi creativitatea și să îți împărtășești ideile cu ceilalți. Fii deschis la conversații interesante și la explorarea unor noi direcții. Rac. Emoțiile tale sunt profunde. Ascultă-ți intuiția și lasă-te ghida de sentimente. Este momentul să fii empatic și să acorzi atenție nevoilor celor din jurul tău. Fii grijuliu cu tine și cu cei dragi. Leu.
Nativii din această zodie sunt azi în centrul atenției, strălucind cu carisma lor naturală și spiritul lor generos. Este momentul să îți pui talentele în valoare și să fii liderul care îi inspiră pe ceilalți. Fii curajos în exprimarea ta și fii gata să te remarci în orice domeniu. Fecioară. Voi vă remarcați azi prin atenția la detalii și abordarea practică. Este timpul să te concentrezi pe rezolvarea problemelor și să ai grijă de aspectele practice ale vieții tale. Fii organizat și disciplinat și vei face progrese semnificative. Balanță. Nativii din această zodie sunt în căutarea armoniei și echilibrului. Este timpul să îți acorzi atenție relațiilor și să cultivi conexiunile interpersonale. Fii deschis la compromisuri și la găsirea unor soluții care să satisfacă pe toată lumea. Scorpion. Astăzi sunt pasionali și determinați să atingă obiectivele lor. Este momentul să îți urmezi pasiunile și să te eliberezi de orice îți stă în cale. Fii curajos în fața provocărilor și fii hotărât să obții succesul. Săgetător. Săgetătorii sunt puși pe aventură căutând noi orizonturi și experiențe, astfel că pot fi schimbări de direcție. Este timpul să ieși din zona ta de confort și să explorezi teritorii necunoscute. Fii deschis la schimbare și lasă-te inspirat de lumea din jurul tău. Capricorn. Astăzi nativii din această zodie sunt hotărâți să facă progrese semnificative în direcția lor. Este momentul să îți pui în aplicare planurile și să fii determinat să obții succesul. Fii concentrat și perseverent și vei reuși să atingi obiectivele tale. Vărsător. Inovator și neconvențional, căutând modalități noi de a aborda problemele, prin asta se caracterizează astăzi vărsătorii. Este timpul să îți urmezi propriul drum și să nu îți fie teamă să te diferențiezi de ceilalți. Fii deschis la idei noi și lasă-ți creativitatea să zboare liber. Pești. Ei sunt sensibili și intuitivi, conectându-se la lumea lor interioară. Este timpul să îți asculți intuiția și să fii atent la semnalele subtile din jur. Fii deschis la călăuzirea pe care o primești de la persoane neașteptate. Orice ar scrie în astre, totul depinde de voi și de voința voastră. Așa că să avem cu toții o zi minunată! Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și ne vedem și mâine dimineață la aceeași oră. Zi cu soare!